Până dimineața, berbecii ar putea simți o tensiune interioară legată de muncă sau de sănătate. Este posibil să fiți chemați să rezolvați o problemă urgentă la serviciu. Pentru nativii Taur este o zi importantă în relațiile personale. Fie că este vorba despre un parteneriat de afaceri sau de viață, pot apărea conversații semnificative. În cazul gemenilor, rutina zilnică poate părea obositoare astăzi, mai ales dacă au apărut responsabilități neașteptate. Totuși, o veste bună din partea unui prieten sau un eveniment social neașteptat ar putea să vă ridice moralul spre seară. Racii se ocupă astăzi de tot ce le aduce plăcere. Atenție însă la cheltuieli, s-ar putea să fiți tentați să cumpărați ceva din impuls. La nativii din zodia Leu, casa și familia sunt în centrul atenției. E posibil să apară o mică tensiune între voi și cineva apropiat. Fecioarele comunică mult astăzi la telefon sau prin mesaje. Mare grijă la detalii, o mică neînțelegere poate apărea mai ales în relațiile profesionale. Balanțele s-ar putea să se confrunte cu o problemă financiară neașteptată. Fie o cheltuială suplimentară, fie o încurcătură cu plățile. La Scorpion este o zi excelentă să-și reevalueze prioritățile. Este un moment bun pentru a vă asculta intuiția și pentru a lua decizii importante. Săgetătorii simt nevoia de izolare, dar Universul le trimite oameni care au nevoie de ajutorul lor. Deși poate părea obositor, interacțiunile de astăzi vă vor aduce satisfacții emoționale. Capricornii se pot simți puțin copleșiți de presiuni sociale sau de cerințele celor din jur. Nu uitați că uneori e bine să spuneți nu și să vă puneți pe primul loc. În cazul vărsătorilor, din punct de vedere profesional, este o zi bună pentru progrese. Aveți idei bune și creativitatea voastră este la cote înalte. Pentru pești, planurile de călătorie sau studiile sunt favorizate astăzi. Aveți o dorință puternică de a învăța lucruri noi sau de a explora locuri noi. Acestea au fost informațiile pentru ziua de astăzi oferite de astrologul Nicoleta Ghiriș. Eu sunt Iana Nica și nu uitați că previziunile pentru întreaga săptămână le găsiți pe observatornews.ro.